Doi părinți români, stabiliți în Danemarca, trec printr-o adevărată dramă. Sorana și Ionut Rotundu au fost arestați de autoritățile daneze sub pretextul de rele tratamente asupra copilului minor în vârstă de numai 5 săptămâni. Cei doi au mers cu cel mic la spital, însă au fost arestați cu suspiciunea de rele tratamente asupra minorului. Cineva, undeva, și-a imaginat ca o familie care se roagă de 2 ani pentru un copil, care pierduse deja o sarcină, că ar putea răni un bebeluș atât de dorit. Credem cu tărie că arestarea lor și îndepărtarea lor de Matias este un abuz grav, dar mai credem că adevărul va ieși la lumină și într-o zi vom flutura steagul biruinței pentru familia lor. Psalmii 20:5. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Psalmii 60:4. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalți spre biruința adevărului. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Hrana Ta.